Nu o să vă vină să credeți. Clotilde Arman le-a făcut plângere penală funcționarilor care au filmat-o în spațiu public. Primărița a rezis, spune că singurii care comit ilegalități sunt ei, nu ea, care sună un posibil contractant și roagă politicul să facă 3 oferte ca să nu se mai împiedice de licitație. Nu am făcut nimic ilegal și ce este ilegal e faptul că sunt filmată de funcționari publici care rezistă la schimbare, sunt tot pe modelul corupției și pile și că nu găsesc nimic mai bun de făcut decât să mă înregistreze. Asta este ce este ilegal. Bună ziua! Bună ziua, domnule director! Să știți că nu sunt singura, sunteți pe speaker, sunt cu doamna Heidemark și cu echipa ei. Și bună ziua. N-am întâlnit acum mult timp, da? Și între timp, să știți că nu reușim să facem, chiar dacă avem cea mai bună voință din lume. Nu știu, cum sună lucrurile de pe partea voastră, ca să clarificăm totul. Noi aici a fost foarte greu să obținem specificațiile, ne trebuie 3 oferte, așa cum spune legea. Și noi ne bazăm pe dumneavoastră să ne ajutați cu asta, să existe 3 oferte. Știți de ce nu mi-e frică? Eu mă trezesc la mine la serviciu, un singur om care e la achiziții și care îmi spune că nu poate să facă. Numai Andrei semnează, singurul om care semnează de la achiziții, doamna nu vrea să semneze. Sunteți plătite pentru a vă face muncă, nu pentru a... Cum? Muncă înseamnă și să asumați. Cum să nu vă asumați? Adică faceți greșeli acolo sau care e problema? Nu vreți să vă atunci. Explicația este că doamna este convinsă că ne facem lucruri ilegale. Ce lucruri ilegale? Spuneți că, pe bune, eu am săturat de vorbim pe la colțul. Haideți să vorbim, să le stabilim odată cum le facem. Asta cadrul care sunt pe milioane, asta trebuie să fie... E total ilegal faptul că sunt înregistrată de niște funcționari publici care nu vor să-și facă treaba și că o să depun, cred că am făcut deja, o plângere împotriva acestei înregistrări ilegale. Un loc să înregistreze ilegal primarul, ei au treaba de făcut, da? Au o muncă de depus. Să muncească! Noi, hai să ne înțelegem foarte bine, domnul Harnăgea. Doamna Arman, care face parte din partidul care a inventat filmatul cu telefonul și băgat telefonul în ochii oamenilor, e indignată că e filmată ilegal. Nu e indignată de ce spune domnia sa acolo, e indignată că e filmată ilegal. Aceeași doamnă era indignată cu 4 ani de zile când de ce au filmat camerele de la vederi când se jucau aia cu saci în picioare, băieții cu, și fetele cu rucsăcii în spate, pentru că ei se promisese că acele camere nu funcționează. Deci nu fapta contează, domnul Harnăgea, ci faptul că există niște oameni care o filmează pe domnia sa. Și totuși avem, vorbind de doamna Arman, care este un mega primar. Un mega primar, da. Adică nu vorbim de oricine. De corupțion, cum s-a zis. A făcut foarte multe lucruri în ăștia 4 ani. Absolut. Și nenorociții aia și-au permis să o filmeze. Și ăștia și-au permis și ați auzit? Asta... Funcționarii trebuie să facă sprâneria să funcționeze. Dar are treaba lor, nu să filmeze. Dar ceea ce pentru mine este absolut impresionant este că am văzut filme sondaje și totuși oamenii o votează. Uh-huh. Adică... Bă, poate le place, domne. Adică oamenilor le place balamucul. Dar stați un pic, că unul dintre motivele pentru, pentru care oamenii, câți au votat-o pe doamna Armand, au votat-o, e că promisese că se va lupta cu corupții de la PSD. Nu ciutacu, oamenii votează pe doamna Armand, îl votează pe domnul Nicușor Dan, îl votează pe primarul de la Timișoara, îl votează pe primarul de la Bacău, da. Îi votează pe alții. Ăla de la Brașov? Cum să zic, legați de tot felul de lucruri afaceri, absolut aiuritoare. Oamenii votează, probabil, nu știu... Cum să spun, bazându-se pe ce? Dar că aici nu mai e vorba de politică, nu e vorba de influențe politice, nu e vorba de eu știu ce interese pe care unii și alții le au. Dar oamenii votează fără nicio noimă. Păi dacă votează fără nicio noimă, normal că e balamucul care e, normal că... Dumnezeu, stați un pic, dacă era pe vorba lui Chiovici și cum spune Alice, în seara asta vorbeam despre... prelungirea mandatului de arestare pentru încă 30 de zile. Domnul Ciutacu, da, înregistrările cu votul doamnei Arman, de câte ori au fost date la televizor? Cu saci, da. Care sunt, da. Și noi ne-am luptat între puținii vinovați de fraudă electorală la sectorul conform instanței din România. Și închide mandatul.
Despre ce? Și în continuare e votată cu procentul care e. Deci, nu, adică ați fost directorul unui serviciu de informații. Așa. Un serviciu foarte important. La experiența dumneavoastră, bănuiți care avea susținere din zona aceasta? Nu. Și atunci de unde? Atunci de unde e imunitatea? Pentru că mi se pare... Mi-e și silă să mai discut. Domnule, stați un pic. Adică susținere în ce? În sensul în care există adică, un serviciu. În sensul în care există protecția unui serviciu secret. Dar ce îi dau ăștia voturile ca să aibă niște procente? Nu, dar imunitatea. Îi dau liniștea de a organiza asemenea o licitație în care un ofertant vine cu trei oferte. Și ați dă băi tu trei oferte. Este circulă zvonul că atunci când au ieșit acele filmări cu sacii furați și cu tot ce s-a întâmplat acolo, care era un procuror stagiar, o aresta și anulat pe dezvătare, că ar fi apărut dinspre Paris, niște soldi de pace, care ar fi spus, fraților, nu vă atingeți... Ia țineți-vă un pic, domnule, că domnul colonel, pe lângă faptul că a lucrat unde a lucrat, mai e și locuitor al sectorului 1. Ziceți, domnul colonel, are femeia protecție divină, de sus, de... Are protecție, dar nu de unde v-ați aștepta. Părerea mea este că toată chestia cu serviciile franceze este un steag fals. Fiindcă serviciile europene nu și-ar permite genul ăsta de intervenții. Sau cel puțin nu pe față. Ce se întâmplă atunci? Păi ia să ne gândim noi, cum a ajuns doamna Armand pe aici pe la noi? A ajuns ca și consultantă la Bechtel. Era acest Bechtel. Nu a ajuns, să vedeți să fie consultantă la Bechtel, a ajuns un pic în Consiliul de Administrație la Distrigat Sud, pe care îl cumpăraseră francezii, din partea cumpărătorului. Și apa nova francezii. Dar dacă e puțin să ne oprim asupra aspectului Bechtel, vom vedea că acolo a avut loc o escrocherie zile mari. Banii au dispărut și autostrada apau. Această escrocherie n-a fost făcută de un singur om, ci a fost făcută de mai mulți. Iar consultanții, evident, știu cine au fost în banda respectivă. Din această cauză, doamna Armand a primit sprijinul de care avea nevoie ca să ajungă primar în pofida unei fraude destul de evidente, să se mențină în afara razei de acțiune penale și fiindcă mai are pe alții. Și dacă ajunge la ananghie, s-ar putea să-și dea drumul la limbă. Și lucrurile încă nu s-au prescris. Dar e singura care își poate da drumul la limbă? Iertați-mă. Păi nu, dar e domnul colonel, repet, dacă avea Chioveși o asemenea înregistrare pe vremea ei, era luată de pe scaun. Un PSD-ist. Corect. Și dacă era PSD-ist, da. Sau penalistă, nu, că și de ea a luat. Corect, era. Sau care sprijinea vreun PSD-ist. Exact, sau care sprijinea vreun PSD-ist. Eu vă spun sincer, pe vremea lui Chioveși au fost luați mulți care chiar meritau. Dar dumneavoastră nu vi se pare că tehnica aia de înregistrarea era foarte fidelă, că se aude perfect. Nu era de la niște băieți? Vă întreb așa, din urechea dumneavoastră. Nu? Nu? Dar cine avea tehnica așa bună? Că s-a auzea cristal, domnul Armand. Tehnica asta înregistrare este în momentul de față disponibilă. Acum 20 de ani ar fi fost excepțională. Acum este disponibilă. Dar s-aude bine, domnul, e ca focul. La altele ne chinuiam să titrăm, ca proști, aici nu ne-a fost nevoie, a fost ce trebuie. Știți dumneavoastră care e chestiunea? Doamna funcționară părea bine deodată. Domnul director ăla era cam bulversat, nu prindea firul. Da. Adică la rămăsese, nu-i venea să credă ce aude. Înregistrarea surprinde un doamna zice, domnule, hai că de ce nu urmau să se prăvălească niște milioane peste el și să nu pricepea de ce. Și ce trebuie să facă el pentru banii ei. Înregistrarea surprinde un aspect foarte important despre doamna Armand. Faptul că ea joacă cartea victimei, permanent cartea victimei. Mulți dintre locuitorii cartierului, când i-am întrebat direct pe vecinii mei, băi, cum ați putut să o votați pe una care a fost frate cu Petrov la escrocheria Bechtel? Și nu știți că i-au murit trei copii și ne-a fost milă. Ei, nu i-au murit trei copii, nu mai spuneți asta. Au spus. Nu, doi asta e o dramă pe care, într-adevăr, nu citesc exact. Da, dar să folosești în scop electoral o asemenea tragedie, mi se pare absolut dezgustător. Bă, tată, stai o secundă. Dar și legătura una cu alta. Dar voi de ce alegeți un primar ca să îi rezolvați dramele din familie sau ca să vă rezolve probleme în sectorul? Administrative, ca să zic. Și așa a rămas. Băi, e victimă pentru că îi permite sistemul și ei, și lui Voiculescu, și lui Mihăilă, și lui Barna, și lui ăștia. Bă, le permite sistemul. Exact cum 30 de ani nu s-a atins de neau de niciunul demerist, care au furat de la păduri până la tot ce au putut fura, așa de atâția ani de când a apărut USR-ul ăsta, nu se agață nimeni cu nimic de... Păi și atunci mă întreb că este un fost director de serviciu de informații și un colon de la SRI. Da. Vă întreb, bă, fraților, luminați-ne, că mi se pare că păi niciunul dintre cei doi nu vor să ne spună care e... Stați un pic, haideți să facem un apel la domnul Voineag.
Dom'le, dar un cheșelul mai trește, ia, trimiteți-l la... Un cheșelul la parchetul european, domne, să vor... Reactivați-l, domnule, de portocală, să vedem, poate și face datoria acolo. Abia acolo, păi, să dăm asta în chiriac. Bă, nu se poate tu ca DNA să stai când vezi atâtea chestii vizibile. Și nu miști. Uite aici, uite aici. Bă, asta e, eu v-am spus, e de manual. Păi când a venit Voinea, a zis, uite, bă, un băiat cu cohorți. Da. Se pare că... O muri și o vedea. Păi n-a deschis dosarul cu vaccinurile. Ce și deschis a rămas. Breaking news. Breaking news.